Așa, bună, Cristina. Bună. Lucrăm în sesiunea de astăzi pentru Andy. Continuăm să lucrăm, da? Da. Hai să citesc punctele. Curățarea câmpurilor morfice de tot ce a fost indus și trauma din partea tatălui și a familiei lui. Curățare sânge și limfă de efectul pastilelor și de nea COVID. N-are a avut COVID, că n-a avut COVID. Deschide un pic microfonul, Iriana, și zine, a avut COVID? Nu, dar stă acolo în mediul ăla și are toate chestiile astea. Ah, de Stă în frica, mediul. frica să ne uităm. Frică, Ok, da. bine. Programul. Da. Program, da. A, închide microfonul atunci. Așa. 3. Curățarea corp emoțional și eliberarea emoțiilor din rădăcină. 4. Blocajul energetic care vine pe bani, banii fizici și găsirea jobului care să-l împlinească. 5. Relația lui cu actuala prietenă. Cât la sută este probabil ca relația lor să fie una benefică de lungă durată? Care e rolul ei în viața lui? Asta să ne uităm un pic dacă au karmă. Karmă probabil că au, dacă s-au întâlnit. 6. Anularea tuturor ritualurilor de orice fel, din toate timpurile și spațiile. Ștergerea informațiilor din biblioteci și numele din cartea lor. Adunarea tuturor compozițiilor și ADN de unde sunt. Am făcut în prima sesiune, dacă s-au mai împrăștiat între timp. Grad de conștientizare. Curățarea arborelui genealogic. Să recreeze canalul de legătură cu sursa din care este. Intrarea în matricea originală. Astea sunt punctele. Începe inducția. Patru. Trei. Doi. Un. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Andy. 1, 2, 3. Da. Așa. Este în Cum se fața mea. prezintă? Identifică întâi. Da. Da, este cel voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Îmi spune că da. Deci văd niște părți plecate iar. Vezi, de-aia ne-a scris mama. Da, deci este o parte plecată între dimensiuni, parcă s-ar plimba până în 4 și ceva, iar vine înapoi și s-a plimbat așa de des, ca și cum ar fi testat să vadă cum este pe acolo, încât a căpătat ca o conștiință proprie, așa. Și mai văd că are o clonă. Da. Da, o clonă eterică, din fericire, nu este fizică. Da. Păi, gradul de conștientizare, Cristina, să vedem acum cât are. 14-17. De la da. Da. Păi, Adică stă bine totuși, nu stă rău. încă este, cum să spun, în perioada de Metabolism. luptă cu mintea fizică. Am înțeles. Da. Partea asta care pleacă în patru și, cam cât la sută pleacă din partea subliminală, din suflet? 12. Putem să vorbim un pic cu partea asta? De 12%, să vedem de ce pleacă, de ce să Da. întrebăm și noi. Da. Sau de motan. Da. Te deranjează? Nu, mă distrez.
ce să, nu să-l strâng și să-l trimit cu liftul. Ce vei face, oala? Ți-am spus. Ok. Bun. Așa, când te pregătești, ești gata? Da. Număr de la 1 la 3 și lași această bucată din partea subliminală de 12% să vorbească. 1, 2, 3. Partea subliminală care pleacă la plimbare a lui Andy. Uite, eram curioasă să ne spui și nouă de ce te plimbi, adică care e motivul sau... Eram curioasă să văd cum este în viitor. Cum este unde? În viitor. În viitor? Ah, am înțeles. Deci tu când te-ai desprins prima dată de tine, ai vrut să-ți trimiți un aspect în cercetare prin viitor, da? Și ce ai descoperit, adică? Unde ai ajuns? N-am reușit să văd mare lucru, că mai plecam și iar veneam și... Acum mi-am găsit un fel de poziție. A? O poziție într-un de nivel? observator. Aha. Deci acum tu stai în afară și te observi pe tine, restul. Da, mă observ pe mine și mersul la tot. Cum merg toate la... Lucrurile, adică te uiți evenimentele. Cum ar fi, da. Da. Și cum merg aceste... Adică în poziția asta de observator, ce concluzii ai tras, să zicem, până acum? Nu e bine. Nu? De ce? Adică e din ce în ce mai multă restricție asupra sufletelor. Asta privind din punct de vedere ezoteric, cum te uiți tu, sau te privind și din punct de vedere fizic, a evenimentelor care se întâmplă în fizic? Ambele, din una în alta. Din una în alta. Și ce te deranjează mai mult sau ce te mâhnește mai mult? Te văd un pic mâhnită. Încercările lor. Da. De a schimba oamenii, da? Da. De-i speria mai exact? Da, sperietura este unde este partea mare. Uh-huh. Acolo este sperietura. Aici Adică și deja, tu. Aici se culeg efectele deja. Uh-huh. Deci vrei să spui că și partea ta mare, la care tu te uiți, și ea e speriată de evenimentele astea din 3D. Da, da. Uh-huh. Ai, și tu n-ai putut să-i transmiți cum stau lucrurile, cum le vezi tu de aici? Bă, eu de transmis și transmit, dar pe de o parte, deci mintea transmite ceva, știi, uh-huh. Și se creează două efecte. Două, da. Uh-huh. Iar pe aici, tu ai ales să rămâi în poziția asta de observator? Așa? Ai ales să rămâi? Vrei să stai? Da, este ca și cum eu m-aș uita înainte și ea cu corpul vine după urmă. La ce îți folosești? Adică ce îmbunătățiri? Cum poți tu îmbunătăți situația ta ca suflet făcând lucrul ăsta, mergând așa înainte un pic? Avertizez. Uh-huh. Și cât de, până acum, de câte ori ai avertizat? Sau... Ai avertizat această parte? De 15 ori. Așa. Și te-a ascultat de fiecare dată? A ascultat avertizmentele tale? Chiar că intervenea mintea fizică. Am înțeles. Aș vrea să te uiți la tine. La tine, cea de aici, care joci rolul de observator, făcând turele astea, să zic, intri, ieși, în partea ta, în ceea ce ești tu. Ce se întâmplă? Consumi energie? Te costă un efortul ăsta de a intra, de a veni, de a percepe, de a trage concluzii, de a avertiza? Nu. Nu consumi energie.
Deci nu te costă nimic energetic. Nu costă energie. Energie costă când încerci să informezi mintea fizică. Acolo, deci Că ceala mintea aia nu consum. înțelege și ce e consum de energie, consumă. Da, bine, eu am și, uite, am doi însoțitori aici care mă Ah, ghidează, mă ah, învață. ah, păi vezi că nu mi-ai spus până acum treaba asta? Eu de unde era să știu? Deci, ți-am spus pentru că ea oricum vede și Da, după păi aia și ce vrei vorbesc. să spunzi? Treaba Da. asta? Da, pentru că voi nu sunteți de acord cu Ghizi. Nu este adevărat. Cine ți-a spus ție asta? Că noi nu suntem de acord cu Ghizi. În partea cealaltă. Păi, noi suntem de acord cu ghizii dacă acei ghizi sunt ființe adevărate de lumină, de vibrație foarte înaltă. Noi am mai întâlnit prin sesiuni. De câteva ori, da? Nu întotdeauna sunt rău intenționate toate. Păi, asta spuneam Cred, și eu, da? cum m-ați învățat pe partea cealaltă. Păi, nu. Partea cealaltă, a înțeles din atâtea sesiuni, da, din informațiile care i le-a dat poate partea subliminală a mamei, a înțeles lucrul ăsta. Dar noi am avut câteva cazuri când am întâlnit niște ființe adevărate de lumină care erau de pe planetele părților subliminale, originale, care încercau să ajute, care făceau ceva, da? E Deși bine, ei nu trebuie să sunt. recunosc că sunt puține astfel de ființe în dimensiunile astea, da? Ei sunt ca noi, ei nu sunt ca noi. Nu, Aia, nu ei nu sunt ca sunt ca noi. noi, Nu sunt deci ca nu noi, sunt ca tine, aceste dar două. ei îmi spun lucruri, îmi spun informații. Păi ia, deci cum, dacă nu sunt, ai zi. Spun că mă ajută cu bine, să trec cu bine tot Peste haosul situațiile ăsta, astea, da. da? Da. Adică, vezi tu, una nu este ca noi în sensul că n-are corp, nu este vie. Am înțeles. În sensul În fizic. sensul ăsta. Da. Dar în rest, aceste două ființe, ghizi, care te sfătuiesc și te ajută, Păi una sunt. dintre ele este așa. Cealaltă este cum ar veni însoțitorule, ca să nu se piardă. Dar Și au ea avut tot. corp vreodată? Asta Și care a ea, avut corp? da. A avut. Da, Și da. e parte subliminală? E suflet? Da, este E lumină ca suflet, mine. da? Da. Și celălalt însoțitorul ei e tot suflet? Este un fel de ghid cu altfel de lumină. Cum e lumina la ghidul Așa parcă este din argint, din gheață. Deci e rece când o atingi. O simți rece, adică. Nu e caldă Dar ca. nu mă lasă să o ating niciodată. Ah, nu te lasă. Nu, e ghidul lui, nu e al meu. Am înțeles. Și, deci, el e ghidul lui și ăsta este ghidul meu. Da. Înțeleg. Și cine a avut inițiativa de a te ajuta de asta cu tine, din cei doi, din partea Deci, subliminală și ghidul ei? tot căutând, cercetând, deci am Ai dat dat de ei. peste un nivel unde sunt multe. De păr subliminale din astea, da? Da. Care nu mai au corp fizic. Da. Păi vrei să vorbim cu După. partea asta subliminală, să vedem, adică acum ați devenit prieteni, ai devenit prieten cu partea asta subliminală? Da, dar în alt sens decât pe teren. A, Adică nu cum mâncăm, adică? bem împreună, adică schimbăm informații. Da. Și ți-au plăcut informațiile care le-ai primit, da, de la Da, partea mă asta? ajută să mă păstrez puternică. Eu transmit și la partea mare, dar nu întotdeauna sunt bine primite toate. Uite, dă-mi un exemplu de informații care ți transmit, pe care tu le consideri că sunt, îți ajută, da? De exemplu, când se întâmplă ceva, un pas următor în programul ăsta. Te avertizează, da? Și tu, la rândul tău, transmiți părții celeilalte de suflet, da? Care stă în corpul fizic. Uneori îmi spun să transmit tot, alteori îmi spun să nu transmit. Și alteori îmi spun ca să îi cer bucății mele mari, deci care stă acolo, să-i cer
informații despre cum se poartă lumea din jur, așa că este un schimb informațional. Am înțeles, deci ființa asta, partea asta subliminală, care îți dă ție informații și vrea informații, da? Schimb pe schimb se face. Dar ce, ea nu poate să și le ia cu ghidul ei? Nu poate să nu percepi informațiile de la ceilalți, de pe Terra? Spune că nu toți deschid câmpurile ca să intre așa ceva. Înțeles. Deci, practic înțeleg că tu ai ajuns ieșind din corp, ai ajuns printr-un nivel unde ai dat de partea asta subliminală și erau și mai multe părți subliminale. Fiecare cu ghidul ei acolo. Adică am făcut niște încercări, de asta mi se potrivește. Cu asta rezonez. A, deci ai mai colaborat și cu alte părți subliminale cu am în situația asta. Am încercat. Și ce nu ți-a plăcut la ale, părțile alea, celelalte? Unele erau, cum să spun, prea insistente, altele erau violente. Ea este liniștită. Păi și toate așa stăteau ăia insistenți cu ăia violenți, cu ăștia liniștiți, stăteau într-un același nivel? Da, pe niște benzi de vibrație. Acolo. Deci aici ai rezonat, să zicem, cu această parte subliminală. Adică când intri în acel portal, întâi te scufunzi la cele care sunt mai joase. Și apoi, deci, înțelegi. Înainte a face și te ridici până la un anume nivel. Adică ai posibilitatea, tu ai avut posibilitatea să alegi cu cine să, cu cine să schimbi informații, da? Funcție de cum ai rezonat, da? Da, de exemplu, sunt unii care sunt luptători, da, și atunci apelează la părțile acelea care sunt legate de luptă, de duritate, de violență. Și așa mai departe. Adică ăștia care sunt luptători și apelează la părțile alea, ăștia ce sunt? Ghizii aia luptători? Sau la ce te referi? Sunt din aia alții, nu sunt părți subliminale? Tot părți subliminale, dar a unor foști luptători. A unor foști luptători, am înțeles. Și treaba ghizilor lor n-am înțeles. Care? Adică părțile astea stau acolo, în nivelul ăsta, în nivelurile astea, pe benzile astea de vibrație și ce rol stau, ce rol joacă ghizii lor? N-am mai avut corp cam de mult, știi? Da. Și se pot pierde, să spunem. Am înțeles. Și ăștia îi ajută să se rămână acolo, practic îi ajută să rămână acolo în nivelul acela vibratoriu, da? Da. Să nu se împrăștie. Ok. Nume are partea asta subliminală, prietenul tău? Prietenă, ce este sufletul ăsta? Da, are mai multe nume. Da? Da, adică spune să-i spun Austin. 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 Aha. Păi și de ce are așa multe nume? Și le-a pus ea, partea asta subliminală, sau sunt numele... Și are nume și de spirit și câteodată mai poartă numele entității acelea. A, păi entitatea aceea, na, acolo numește entitate, nu era ghid? Păi ghid, entitate, așa, ghid, entitate, că așa n-are... și așa și eu, entitate, adică un cumul de... Da, 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 care n-are un corp fizic, da? Asta te-ai referit. Da. Am înțeles. Deci, înțeleg că tu îți place să faci ceea ce faci aici? Da. Da, și... Mai înțeleg că partea asta de... În ce relație ești acum cu partea ta, cealaltă parte din tine, care stă în corpul fizic? Bun, dar nu este un fapt neobișnuit ca să te trimiți așa. Doar și, dar... doar și ea a vrut când m-am desprins, da? Păi a vrut și ea să exploreze? De asta s-a... De asta da, s-a, la început exploram cu totul și era, cum să spun, o absență de acolo și atunci a trimis mai puțin. Dar de ce? Că dacă cât absenta în totalitate din corpul fizic, ce se întâmplă? Adică s-a întâmplat ceva, un inconvenient? Veneau cei mascați aproape de corp. Și ar fi existat riscul să preia corpul, da? Sau să facă acțiuni. Da. Și acum a rămas de pază
această bucată mare din tine și tu mai faci Plus niște plimbări. este și soldatul acela pe care ea l-a numit culoana eterică. Auzi, păi soldatul ăla care e clonă eterică, ăsta cum a ajuns aici? Ți-amintești? Păi ne-au învățat ele ca să faci un bun soldat, un paznic. Ele cine? Astea două, partea asta de compozitul ăsta de suflet Da. și cu ghidul lui? Da, mi-a spus că așa se face lucrare. Băi, frate, ce lucrare! Deci lucrare, la ce servește soldatul? Ce ți-a zis? Ca să păzească, să nu vină altcineva pe conexiune. Și da, a încercat cineva? Ai văzut tu că a încercat cineva Da, să vină pe conexiune? da. Și ce a făcut soldat? I-a tăiat cu sabia. Și cine erau ăștia care vreau să vină pe conexiune? În cei negri. Înțeles. Deci, uite, da, câte ajutoare ai. Da? Uite, acum aș vrea să stăm de vorbă și cu partea cealaltă a ta. Da? O să număr de la 1 la 3 și tu mă lași cu Cristina și o să stăm de vorbă și cu... Că știi că e ca la... Dăm cuvântul la fiecare, da? Vedem ce spune, ce înțelege și partea cealaltă. Vrei? Bine. Număr de la 1 la 3, mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Da. Cristina, partea cealaltă, partea mare, ce părere are de situația asta? Adică e de acord cu partea mică ce ne-a spus până aici, cu soldatul? Pare să că la început, da, a fost de acord, că, după cum a explicat, dar apoi când s-au complicat lucrurile și partea călătoare, să spunem, a ciupit un atașament, de aici încolo, ca și cum n-ar mai fi primit-o de tot, dacă nu se curăță de acel atașament. A preferat să o izoleze cumva. Dar partea, ce simțea partea asta? Adică de ce a vrut să se dezică, practic, nu dezică, că nu e dezică, să izoleze partea asta? Adică ce simțea partea că, mare? Că vrea să o contamineze acel descărnat. Partea mare cum vede ghidul descărnatului? Cum îl văd și eu. Da? Deci închipuiți-vă ca un crab mai degrabă seamănă. Luminos, el argintiu, așa, și stăm două picioare, știi, și care apace aceea, căpșorul aici, știi, niște antene complicate, mai multe, are vreo 6 ochi și aici are o guriță așa mică, rotundă, dar plină de dinți din acea tăiești triunghiulare. Așa Asta e arată. ghidul. Da, asta e ghidul, da. Adică pare mai mult un roboțel, o mașinărie electrică. Cuantică, electrică, cum să Da, spun. Da, da, asta e ceva. Energia lui, da. De asta zice că are altfel de energie. Da, și că altfel argintie. De lumină, da. Lumina argintie. Da, da. Și partea mică cu care am stat de vorbă, cum vede acest... Nu-l vede pe ăsta, pe ghid? Așa-l vede tot... Da, dar uite, n-am întrebat. Din moment ce pleacă împreună, nu da, cred că-l deci... vede ca un crab. Nu cred că-l vede ca un crab. Nu. Nu, mai degrabă ca un, tot ca un, cred că ca un fel de luptător cu moi clonă energetică. Da. Apoi legat de clonă, cine a dat acordul? Partea mică să facă... Ambele, ambele. Ambele au a dat. Fost o prostie, zice. Da, am înțeles. Da. Când a dat acordul și... Practic, de existența acestei clone și de... Deci s-a făcut contaminarea la coadă, așa spune partea mare. Da. Adică i-au apucat o bucată, au prins-o când încerca când se să, da, când se plimba. Și precum reptiluța prefera să le se coadă în urmă. Știi? A, da, da. S-a desprins ce a putut și ce prinseseră ăștia a lăsat-o, da? Da. Păi și situația asta acum... Chia să se uite, deci partea mare să se uite, că oricum are, da, legătura, cordon, cu partea mică, da? Da, da. Și să vadă
Cum pleacă? Adică ce energie îi pleacă? Către partea mică? Ce se întoarce? Către clonă? Clona cine o alimentează eteric? Ambele. Ambele, adică pleacă de la ea, Da. se duce la cea mică și... De la sufletul, bucata mare, ia energie, de la călătoare cu călătoarea schimbă informații. Deci asta e clar, da? Că nu, partea mare nu, ce ne-a spus până acum, nu mai este de acord să stea în combinația asta. Și problema e că trebuie să înțeleagă și partea mică. Da. Partea mică trebuie să înțeleagă ce să înțeleagă? Că uite, pierde energie. Că îi se ia Da. energie. Și pierde Da. și partea mare care o întreține și pe ea, da, mică. Cum ar Da. veni? Că sunt un tot. Da. Apoi, hai să vedem dacă partea asta mică care e contaminată, ca așa ne-a spus partea mare, da? Da. Ce alte contaminări are? Dacă are implant, dacă are... Ce au Nu, făcut? n-are implant, că are legături directe. Deci are, cum să spun, ca un corp energetic, ca o dublură a celuilalt, de la partea mare. Și deci direct este conectată în Da. chakre. Apoi să se uite partea mică la informațiile astea care le dă, care îi le cer. Descărnatul. Dar le cer despre ceea ce percep cei din jur, înțelegi? Cum se emulează la programul ăsta cu tot ceea ce se întâmplă cu, Peter. da, cu, Nebunia. da, cu asta, cu schimbările economice, cu. La ce le servește? Nu s-a întrebat partea asta mică, nu i-a întrebat la ce vă servește, vă servesc aceste informații? Ce faceți cu ele? Spune că fac ca un fel de statistici. Așa primește răspunsul partea mare de la partea călătoare. Da. Dar dacă Partea mare. mergem până la crab, Da. deci scopul este, cum să spun, să vadă punctele slabe ale rețelei. Știi, și să repare acolo. Dacă crabul este, până la urmă, ce este? Un elemental al cuiva, Cristina? Sau e entitate, pur și simplu? Este o roboțelă care are materie arhonică înăuntru. De șeful lui sau Șeful creatorul lui ce? este E Demigurgu. de demigurgul, da? Da, Câți Demigurgu. dești are? Ia să ne spună roboțelul ăsta. Hai să-l punem în față pe roboțel, partea mare, că partea mică nu știu dacă vrea. Să vorbim cu roboțel. Pe zona unde locuiește solicitantul nostru, a declarat că are 3.800 de roboței. De asta, 3 milioane 800, scuze. Da. Dar sunt ființe care sunt conectate la 3, 4, poate 5. Persoane, PS-uri. Nu, A. 5 pe 1, pe un suflet. A, cinci de ăștia pe un suflet. Da, Ok. da, da. Oh. Deci au treabă multă, da? Spune că la nivel fizic, dacă ar fi să comparăm, este ca o biluță de la un Bolt. Așa, toate informațiile astea, ia să ne spună roboțelul ăsta ce fac cu ele, concret. Le adună toate datele despre situația. Bine, el nu vorbește. El nu vorbește. Să ne Adică scrie, nici să ne spună. nu vorbește telepatic, înțelegi? Știu. Să ne Are un. facă ce are, un sistem care Are un scrie. sistem ciudat care, cum să spun, parcă sunt niște agrafe, așa, așa, în sus, unele au o linie, unele au o linie, deci ca un fel de forme, ca niște unghiuri cu diverse orientări și cu anumite linii sau cercuri în ele. Zice că e limbaj Cadamon. Da. Cadamon. Admon. Da. Ah. Așa. Da. Adamon. Da. Și să ne prin limbajul ăsta să ne spună ce fac cu informațiile astea. Le stochează.
le stochează și apoi în ce scop, adică? Deci pot exista egregori, înțelegi, Da. formate, orientate spre alt tip de entități, dar atașat la egregorul format de alte entități, poate să existe acest program și atunci ei se înțeapă acolo și toarnă mai multă informație negativă. Adică ei ăștia sunt cei care monitorizează situația, da, pe Terra, prin egregorii ăștia și o toarnă informația astfel încât să o întrețină această Deci, situație. ca niște sateliți spion sunt, să spunem. Da. Iar partea subliminală a intrat în buclucul ăsta, să zicem. Da. Și a dat seama partea mare că nu e bine. Partea mică înțelege și ea acum din ce am explicat până acum, ce a explicat partea mare crabul. Înțelege mai mult. Da. Spune că simte periculos. Da. Adică nu pe crabă în sine, dar pe ceea ce este legătura crabului și este teamă. Spune că până la urmă avea un mic aliat, știi, privind, adică atunci când îți vezi dușmanul în față, este bine să te faci frate cu el până treci puntea, înțelegi? Cine zice? Partea mare? Da. Păi ia uite ce a costat o frăția cu... până a trecut puntea, na. Zice că a văzut lucruri și mai urâte. Da? Și a scăpat? A reușit să scape cu brio? Din Nu, lucrurile nu pentru ea, pentru alții, adică în alte cazuri. Altora, da. Adică a văzut părți în care deci erau complet luate de aceste ființe. Da. Locate chiar în corp fizic. Deci aveau, spune că o dublură care nu mai era deja a lor. Păi să-i arate acestei părți mici care stă cu ei, da? Să-i arate imagini cu aceste părți subliminale. Păi îi arată, de asta spune că a preferat să plece. Bucata asta spune. Da, Pentru dar... că undeva există înțelegerea că bucata asta se poate întoarce la ea. După ce dă informațiile de care au nevoie. Păi și când ar fi? E precizat și un termen? Când să ar putea să întoarcă bucățica aia? Când se termină cu tot ceea ce este acum. Păi când se termină cu tot ceea ce este aici, e posibil ca ea ca parte subliminală cea mare să nu mai fie în corpul ăsta fizic. Se pot întâmpla multe. Nu, este vorba de un an și jumătate. Am înțeles. Din câte înțeleg, da. Hai să ne uităm, îi arătăm părții, adică partea subliminală, Cristina. Hai să mergem să se uite peste un an, un an și jumătate, la finalul acestui experiment, să zicem, practic, este într-un experiment. Cum se află ea și cu bucățica ei mică? Nu poate să aprecieze, pentru că liniile temporale se schimbă în continuu. Păi partea mică, uite, asta face, se duce în viitor, se întoarce, vede niște lucruri. Păi tocmai de asta, deci ca să ia niște idei generale, știi, și să-i transmită lui cea mare cam cum ar trebui să se orienteze, să treacă peste asta. Am înțeles. Cine, practic, cine este artizanul acestui proiect de aici? Demiurgu? Da. Demiurgul și spune că, deci mi-arată un ceas mare, mare, o imens și parcă l-a întors de la spate și spune că sună ceasul, știi? Și arăt și eu un ceas mare, mare, de îl pun să sune direct, da? Și zic, ție ți-a sunat și nu de acum. Când i-am spus așa, jumate de față a început să se ducă așa într-o parte, știi? S-a descompus. Da. Până la urmă, uite, cum să zic, figura asta de stil cu ceasul poate să înțeleagă partea fizic, partea mare a părții subliminale și să-și poate să folosească, să pur și simplu să sune ceasul și să spună că s-a terminat experimentul. Oricând poate să-l oprească. Nu înseamnă că dacă nu știu ce acord a făcut sau ce a dat, trebuie să stea
într-o situație incertă? Păi tocmai de asta a zis că a permis să plece, dar și de contaminare. Spune că partea mare spune că călătoarea este timpul să o termine cu descarnatul. Păi asta. Descarnatul este mincinos. Zice că îl cheamă Austin și are o clonă reptiliană într-o bază de sub Statele Unite pe care o alimentează. Dar de fapt, în ultima viață s-a chemat Iaset Raset Yomin cu Da, Y. da. De când nu mai are corp acest descărnat? Din 1734 Așa. și a trăit, a fost prin Israel. Da, că e numele ăsta, da? Da. Era un fel de la care vorbeam în piață publică, cu știuța pe Rabin. care. Nu rabin, ca și cum ar face parte dintr-o mișcare spirituală. Da, nu știu cum. De zice că face parte din Aselachii cu doi de S. Așa. Aselachi. Da. Este un fel de neam bărbătesc. Neam de bărbați, înțelegi? Care... De la ei, de acolo, din zona aceea. Da. Organizație, da? Da. Care asta mai există și până acum? Da, dar se numesc altfel. Altfel, da? Da. Care era scopul practic? Ia să ne spună, Și nu care mai era sunt scopul? aici, spune că sunt iosemiți. Am înțeles. Așa se numesc astfel. Și ce, care erau scopul lor când erau pe teren? Ce propovăduiau? Jurământul într-o Hristos. Am înțeles. Și Hristos, cine e? Crabul ăsta? Că uite, acum stă cu ghidul crab. Păi da, dar l-a prins pe acea parte susă, l-a prins crabul. Deci pe Iisus l-a prins crabul? Pe Și unul din acum el stă și ea cu crabul? ființele de tip. Deci sunt contaminate de crab, Da. să zicem. Păi vezi cum a Spune că sfârșit? în momentul când aduce 1024 de suflete întregi, Da. scapă de crab. Ei auzi. Păi cam mult are de lucru. În viața asta trebuie să le aducă? E ciudată analogia 1024. Da. Este, cum să spun, baiții de la merg din 1024 în 1024. Da. Nu înțeleg, pentru fiecare zecimală de bait, un suflet întreg reține. Zic, Și deci. când să-i aduc atâția suflete, Cristina? Când să le aduc în viața asta atâtea suflete? Dar nu în viața asta. A, așa, El, asta deci, e nedefinit, asta e cunoscăpăm. treaba lui Austin. Asta e treaba lui Austin de atunci, din anul acela, de când a avut corp, Da. până azi. Se aducă și uite, deci reușise să A se. reușit să prindă o bucățică O din bucăți, partea sufletului, dar da? mai Mai are. are, înțeleg Să că mai nu uităm de unde duc ei, da? are. Da. Acum înțelege partea subliminală mică și mare. Da, aia mică. Care a fost scopul prietenirii descărnatului cu ghidului? Da. Și unde sfârșește? Într-un program de biți? Arhonic? Înțeles. Înțeles. Și toată contaminarea asta vine prin televizor. Da? Adică, ce, Adică, s-a uitat la niște filme de gen, da, SF? s-a uitat la niște filme și a dorit să fie ca ăia. Asta, deci, s-a scurs materie din sufletul social, da? S-a făcut suflet virtual, din suflet virtual s-a făcut clonă și avea foarte multe avatare atunci. Dar s-a exact, deci era personajul principal și personajele pe care le-ar fi vrut în jurul lui. Da. Înțelegi? Și Da. apoi i-au șters avatarele și au adunat în bucata aia. Da. Pentru că ei aveau nevoie de cât mai mult, știi? Da. Și deci nu s-a întâmplat deodată că e atâta, știi?
S-a întâmplat cu 0,5, Da, 1, 2, până a ajuns la atâta. Și dacă ar fi continuat, să spunem, așa, s-ar mai fi luat. Ar mai fi plecat din bucata asta. Pe nesimțite cum ar veni, știi? da, puțin câte puțin așa. Da. Adică vezi că lucrează cumva elegant. Adică atenție la ce vă doriți, da? Da. Personajul acela era un băiat dintr-un film cu oarece puteri, da? Da. Cred că este ceva chinez-japonesc îmbrăcat în piele neagră, așa, și are un ciuf. Da, Și ninja aici sau cum? negru, blond. Nu, avea Nu. puteri și avea Avea un putere. fel de mașină așa joasă, ca la Batman Metallica. În joc, zici tu, da? Dar e un film, nu-i joc. E un film, pardon. Da. Ok. Și el s-a văzut, s-a transmutat Identificat în sau lup, da. nu, să zice, Da, mi-a plăcut da, da. ce făcea personajul ăsta, da? Ok. Înțelege acum partea subliminală, mare, da? Ambele înțeleg. Și mică. Deci Și deja, călătoarea l-a șutat pe crab. undeva, da, pe crab. Crabul imediat dispare. Da, Cum dispare pe speranță. înțelegerea, contractul, înțelegerea, dispare și crabul, da? Adesea îi transmitem și lui Austin, dacă îi place Costa, da? Da. Deci eu îi spun așa lui Austin, Yosemite-ul ăsta sau ce-o mai fi. Așa, dacă îi place ca suflet să stea între nu știu câte densități împărțiți și să deservească și inteligența artificială, și demoni, și îngeri, și toate. Asta e un fel de mercenar. Dar a picat strâmnă și a ținut o înțelegere, înțelegi, și de asta a ajuns pe mâna lui Da, 1024. da. Da. Deci asta a fost sancțiunea pe Da. care i-au aplicat-o, da? Și el, la rândul lui, deci, cum să spun, se identifica cu Isus, nu era un Isus Da, în da. sine, se identifica. Ar fi vrut, chiar a umblat în anii lui, a propovădui, știi? Și când l-au prins, deci, l-au tras la răspundere, că a luat numele Domnului în deșert. Așa. Și l-au împărțit în felii. Ca și suflet, da? Să-i dăm informațiile lui Austin, toate astea, da? Poate le Da. uitase, poate nu le punea cap la cap, descărnatul. Ai, dacă știi ce fel de trupuri are, pe unde are, energetice, dar ce fel sunt? Un trup de pasăre, aiurea, negrie, așa fumurie, cu niște cu sân de femeie, cu niște arătări pe umle, cu Da. Păi, densități. să-l Ai. întrebăm, îi place cum a ajuns, pe unde este? Acum se vede cum are trupurile acelea. Da. Da. Uite, îi dăm toată informația acestui descărnat, da, Cristina, care o Da, știi? i-am O dat-o, da. știm. Și să-și deschidă un portal de vibrații mai înaltă, să meargă acolo să gândească, să facă Da. acțiuni, ce vrea să facă, da? Iar partea asta mică împreună cu partea mare, de parte subliminală, să ceară contractele. Înțelegerea, ce a făcut, cu cine a făcut, Da. să-i se aducă în față. Toate. Da, i le-a adus. Copii. Toate. Unele, tot copii, unele sunt de-a lui Crabu. Da. Și acum este supărat că i-a zis Crabu. La Da? început Și ăsta se supără, nene, și roboții se supără pe aici. s-a deranjat. Da? Da. Așa. Așa. Să le analizeze partea subliminală, mare și mică. Le-au analizat, le-au și ars, gata. Ok. Iar acum să-și recupereze ADN-ul din clona eterică de pe tot. Valuri. Tu știi în ce formă vin ADN-ul și unde era un punct de intrare? Undeva pe aici, într-o parte, în dreapta, la mijlocul trunchiului, în tale, cum ar veni, Da. iar sistemul de interferare aplicat,
care era practic pe corpul energetic 2, da, de la călătoare. Așa, deci arăta cum arată ălea evreiești, știi? Da. De lumânări, așa, care s așa și așa, jos, știi? Două semisfere cu ălea ciudate. Gata. Așa. Și să se îmbrățișeze, da? Să curețe partea mică de tot, să treacă printr-o perdea de lumină. I-a făcut ceva ca și cum ai strecura, înțelegi, un dispozitiv așa lung ca un fluier. Da. Cum Strâmb, știu ele, știi? cum Da, da. cred, da? Și să se unească, să vină la locul ei, partea mică. Acum aici că trebuie să omorâm și războinicul. Da. Zic, e și mare greu să omori un războinic energetic. Sau de parcă se desumflă saltea. L-a înțepat? Era gonflabil? Oarecum. Așa. Deci dispare, s-a încrețit, s-a micit. Gata. Ah, ok. Se o Acum, da? pat așa fumegând este. Ești tu un ochi de negru. Să închide portalele, da? Partea subliminală. Cu Da. toate astea, arătările astea. Și acum suntem aici și acum, Cristina, cu partea subliminală întreagă. Da. Da. Și mama ne-a scris că ar vrea câmpurile morfice, da? Primul punct. Da. Păi să o luăm Să cu. mergem. Da, să mergem când. Păi cum să facem oare? Întâi trebuie să vedem dacă este curată toată partea subliminală, nu? Să verifice Da, de curată este curată, emoții. că am înțeles, dar ar fi bine să o luăm în sens invers, adică să meargă în sinele cel mai înalt, Hai să facem întâi, așa. așa, da. Să și caute matricea E. originară. Este deja în Da. matrice. Deci nu are corp aici, are numai energie. Așa. Să și ceea ce ne-a scris mama, deci s-a întâmplat deja, intrând în matricea originară. Da, s-a A dizolvat recalibrat. linii, da, s-a Da, recalibrat, a da. dizolvat linii genetice, a dizolvat și șters informații de pe unde erau stocate, tot, da? Uite că i-au făcut alt dosar, na. Da? Da, sigur, păi dacă Păi dădea dacă era aici informații, cu, da. na, na. Și arbore genealogic, deci să caute Tot, informațiile și la cei deci din familie. De pe este arbore ca și genetic. cum l-ar fi pus în mijloc, iarăși mi apare forma asta. Da? Deci o bilă, uite așa, și de aici două semisfere, înțelegi? Cu niște brațe, 8 sus, 8 jos. Da. Știi? Cum să chestiile de lumânări de la evrei? Da, Dar sunt legate cu o bilă, așa, și da. el este în bilă, este nodul, da? Da, e nodul, e pe Adică principiu. Generatorul. i-au făcut 16 ramuri, da? Ah. Adică copiii urmașii lui și așa, deci uite, l-au legat iarăși cu tatăl, să le rupă pe toate. Toate. Da. Distruge, dizolvă. Asta. Când a terminat Cristina, șters tot, informații și La tot. matrița, că nu se lasă matrițat, ca conștientizat, dar are un fel de copii, așa cum sunt schemele acelea pe plexiglas, da? Schemele de la, știu, plăci de bază, Da, așa, de alea, da. da, așa, ca și cum l-au copiat în picioare, înțelegi, nu l-au culcat într-un dispozitiv, știi? Nu este sfinuit 3D Da. o formă, știi? Da. Gata. Acum, Cristina, coborând, mergem în momentul când intra în. Da. A coborât așa ca pe un drum alb, așa ca pe o șosea dintr-un sat unde a nins liniștit și Da. bate soarele, așa se vedea auriu pe mijloc alb, știi? Și aici a pus un fel de frână, dar sania oare deja făcută. Aș.
urcă pe sanie și începe să curețe câmpurile morfice. Zice, am venit să cură supărarea asta, dar am auzit multă supărare în jur când am venit în lumea asta, zice. Adică erau supărați cei din familie? Mama, tata, cine erau? Tata, Udele. da. Tata era supărat? Da. Uite, să șteargă tot ce nu-i convine, da? Ce nu-i... nu simte că... Da. Îi face bine. De la ea simțea tristețe. Da. Și bucurie, dar și tristețe, spun. A luat tristețe. Curăță Le-au toată tristețea. Curăță, da, da. Da. Spune că până la 3 luni nu s-a gândit bine. Dacă să-l facă sau nu. Așa percepea, da? Bunicul din partea tatălui spune de câte ori se uita, deci avea ceva aici în frunte. Care venea și se uita așa la el. Și avea așa ca un, înțelegi, ca un cap de demon ieșit din partea Așa îl tatălui. vedea, da? Pe Da, bunic da. din partea tatălui. Adică fața imobilă, așa, gura zâmbită, dar aici în frunte nu era. Bunicul însuși. Curăță până la un an a curățat. Da. Nu știu, că i-a cerut 5 lei lui taică-su, când avea vreo 5-6 ani, Da. să-și cumpere ceva și nu i-a dat. Și tu atâta traumă și-a făcut că nu i-a dat. Da. Da, ca o rană, da. Era că era ceva important ce vrea să Da, cumpere. nu Era știu. de copil. Mie îmi vine cu un iepure. Da. Da, că avea cineva iepuri de Da, vânzare da. și a vrut să cumpere un iepure. Da. Bine că nu știau al lui și pentru ce. Dar nu i-a dat, asta e. A înțeles acum, da? Și dacă nu i-au dat, nu era o tragedie. Poate nu aveau, poate Da, ceva, da. Deci, situația era... ba, zice, avea, dar n-a vrut să-i dea. Așa Poate aveau și altă da. prioritate ca Peste părinți. câtva timp ajunge la bunică și dă bunica. Și îl văd, deci, cu banul în mână, știi? De 5 lei cum era și uitându-se la el și se gândea că acum la ce bun. Că iepurile se Nu mai e. vânduse de, deja, știi? Nu mai era iepurile, acum era banul, era iepurile. Da. Și spune cu ce prostii se poate încărca un suflet. Exact. Pentru că el le privește așa cum sunt, da? Da. La fel de importante sunt. Da. Chiar dacă sufletul se află în mintea unui copil. Navighează, navighează. Pe Sania, adică. Are 11 ani și vrea să-și cumpere pistol cu capse. Așa. Da. Iar nu i-a dat bani. Păi asta mă gândeam acum, eu fi dând bani de data asta, o fi primit A copilul. cerut de la mamă. Așa. Și spune că sunt periculoase. Păi da. Păi se las copii, da? Da. Trece și peste asta, curăță, da? A văzut ființele care determinau, știi, Mm-hmm. care au fost ele interferențe, Da, da? da. Ca să se joace jocuri de aer, să ceară și... Deci, cum să văd? Văd, cum să spun, văd copilăria lui timpurie și chiar cea spre pubertate, deci un cumul de dezamăgiri foarte
multă dezapreciere personală, știi? Mm-hmm. Deci încredere în sine slabă. Da. Da. Deci știi că o chestie de asta cu nedatul banilor l-a determinat pe viața asta să se deconecteze de la abundența benefică, pentru că în gândul lui de copil de atunci, Da. în mintea lui, s-a format un program de genul la ce bun dacă unii au bani și nu Da. dau la cei din jur, cei dragi, cum ar trebui. Exact. Doamne, poate că nici nu contează, poate că nu e asta. Și acum Mulți și le mulți face. dintre noi adulți, Cristina, cred că am făcut lucrul ăsta cu copiii, știi? Că ei cereau niște lucruri care ni s-au părut că nu. Eu cel puțin cred că mi-amintesc. Am considerat că nu erau importante, știi? Dar uite mintea de copil. Pentru ea e important. Poate că trebuie să discutăm în amănunt. Să Da. vedem unde duce, înțelegi? Da. Nu fim numai părinți. Da. Gata, a terminat. Ok. Acum, să meargă în canalul Abundenței Benefice, Cristina, nu? Să-și Da, păi refacă. acum da, și-a refăcut legătura. Când se întoarce să... Scoate programul acela de nu are importanță. Da. Să se uite partea subliminală la relația asta, dacă e de bun augur cu prietena actuală. La momentul ăsta, da? Spune că la momentul ăsta este un pic murdară energetic. Pentru că el, ea Așa, e exact curățată așa și... mi-a spus. Păi da. Da. Și ea nu este curățată și atunci, na. Zice Se că transmită informațiile, da? da, Părții zice cred, subliminale a ei. cred că și ea mă trage, da? Da. Spune că oarecum este un pic materialistă, o vede, sub toate aspectele, știi? Nu e trezită, da? Nu e o parte subliminală trezită. Mai bine mă opresc aici. Exact. Da? Da. Bine, să-i transmită informațiile, Cristina, da? Părții ei subliminale. Acum să verifice, să-și verifice. Oricum ea vrea să pună mâna pe ea și vrea să rămână gravidă cu el, gata. Trebuie să o spun că pocnesc, nu lesc. Bine. Așa, Cris, să-și verifice programul de ieșire din Matrix. Da. Să îi transmită informația, da, la toți cei din familie. Și mamă, și tată, și prieteni, tot ce a cunoscut. Are un prieten bun, îl văd. E Și tuns frate. așa șochis cu moață în sus. Da? Mai apropiat este de asta, de prietenul ăsta, decât de frate. Adică așa îl văd. Mai mult schimb energetic. Da. Oricum, cu fratele sunt în părți, locuri diferite, da? Nu locuiesc în aceeași Este ca un... Ăla este ca un leu, așa. zonă. La față, nu știu, seamănă leonian. Da. Așa, Cristina, acum să și face, e nevoie să facă o împământare? Da. Hai să facă o împământare, să-și ia energie de la Da. spiritul. Adevărat și Da. necontaminat al mamei Tera. Da. Aduce energia. Descarcă multe holograme. Da. Ori joacă, ori se uită la filme. Una din două. A descărcat o sumedenie de holograme, din fericire nu conțin puncte de suflet sau ADN. Îi acaparase crabul. Da. Vezi, le împinsese în partea de jos, dar nu lăsase să se elimine, că era un picioare undeva, Da. roșie și bloca în pământare. Descărcarea de energie nebenefice, da? Gata. Acum să-și adune și să-și facă torul de lumină. Da. Decreteze că este o ființă liberă și anulează orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, dintre bulele timpului și a spațiului, cu orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație, care nu are în vedere cel mai bun interes al ei.
Gata. Așa. Acum să-și curețe locația unde stă. Da, își curăță cu energie. Să-și curețe și mama. Da. Să-și dea jos podoabele. Mama? Adică să se împământeze. Gata. Acum, Cristina, noi mulțumim părții subliminale a lui Andy pentru această călătorie. Ne despărțim părțile eterice, le curățăm, le periem și invităm partea subliminală a lui Andy și partea subliminală a mamei să alunece ușor în corpul fizic. Opresc înregistrarea.